Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Mihăiță Bădăluță, tatăl a 3 copii din Hârșova, copii concepuți cu aceeași femeie, 2 dintre ei nu i-ați mai văzut de un an de zile. Bună ziua! Bună ziua, să rămână! Aveți o situație destul de dificilă, de încălcită, nici nu știu cum să-i spun, dar v-ați despărțit de soția noastră pentru că ați aflat că vă bătea copiii. Acesta a fost motivul, da. Da. Motivul principal. Deci aveți 3 copii, băiețelul a rămas cu dumneavoastră, fetele... A reușit să le ia de pe stradă, le plimba bani în căruț. Să luăm începutul, când v-ați despărțit și de ce mai exact? Ne-am despărțit pe 11 martie 2023, datorită faptului că ea agresa în mod constant copiii. Ultima dată am surprins-o eu, chiar eu, pe 11 martie, acela a fost motivul pentru care... Ne-am și despărțit. Cum i-a agresat? Ce le făcea? Îi lovea cu palma peste față, peste cap. I-am spus de ce bate copilul, de ce l-a bătut și mi-a spus într-un mesaj că a fost o reacție de disciplină. Așa s-a scuzat domnia ei vis-a-vis de acest aspect. Bun, v-ați despărțit, băiatul a rămas la noastră, fetele la... Ne-am despărțit, la dumneavoastră. Ne-am despărțit. Ea mi-a spus atunci pe 11 martie că dacă noi ne despărțim, să iau și copiii cu mine, să merg să-mi crească părinții mei. Bine, așa s-a întâmplat, am luat bagajul, am mers la mine acasă. Până în luna iulie 2023, copiii au stat toți trei la mine. Pe data de 2 iulie 2023, a reușit să-mi ia fetele de pe stradă, erau în cărucior cu bona, le plimba în afara curții. Ce vârstă au? Acum un an și aproximativ 10 luni, fetele. Și... L-am luat de pe stradă, din acel moment n-am reușit să le mai văd până în ziua de astăzi. Chiar dacă am câștigat în instanță judecătorească, au stabilit domiciliul copilor la tată, adică la mine, am mers cu executor, am mers în enumerate rânduri la adresa ei, am mers cu poliție, am mers și eu împreună cu avocat, n-am reușit niciodată să văd fetele, din contră devin agresiv când merg să văd copiii, se sustrag de la executare sub orice formă. Nici nu știu ce să mai fac în momentul de față ca să văd fetele. De câteva deci, luni de zile... Deci, spuneți că această femeie este mai presus de lege? Adică nici poliția nu poate ține în frâu, nici executorul, protecția copilului, ce spune? Păi, am fost la protecția copilului, am făcut nenumărate sesizări, plângeri chiar și... Ei îmi spun că nu este de competența lor să-mi aducă mie copiii. Ei pot face anchete sociale, merg acolo și atâta tot. Și au făcut anchetă socială? Da, chiar acum, ultima oară, pe 3 martie, am făcut o sesizare la 119, aceștia m-au redirecționat către DGSAPC Tulcea. Pentru că mama are domiciliu acolo în Tulcea. Da, 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 în județul Tulcea. Au sunat, nu știu exact ce au făcut, dar am primit o confirmare scrisă prin care mi-au înștiințat faptul că ea este plecată din localitate împreună cu cele două gemene. Mai mult de atât n-au putut să-mi spună decât că nu este acasă la domiciliu. Am mers și la poliție pe 4 martie. La rândul lor, aceștia au făcut o cercetare, au constatat același lucru, că nu este la domiciliu. I-a mințit că este plecată la munte. De ce spun că a mințit? Pentru că pe data de 5 am întâlnit-o la mine la Hârșova, în fața judecătoriei. Era împreună cu orul, dar ei așteptau o mașină. Bun, dar eu nu înțeleg de atâta timp executorul nu a reușit să o găsească măcar o dată acasă ca să poată să ia copiii? Păi am fost acasă la domiciliu. Nu am găsit-o acasă, ne-a transmis mama ei că este plecată în pelerinaj în luna august. Pentru prima oară am fost cu executorul, la 40 de grade afară, ea era plecată în pelerinaj cu două fete de un an de zile. Au somat-o să vină la birou, nu dorește să participe. Ultima somație a fost acum pe 29 martie, la fel, a transmis o adeverință medicală că suferă de o boală care necesită repaus 77 zile. Mai mult de atât nici nu știu ce să vă zic. Executorul a transmis somații, urmează să facem din nou o executare, să vedem dacă o găsim și data asta acasă, cu toate că nu da, cred. Pe ea o înștiințează atunci când vine executorul? Data trecută... Adică ea știe când trebuie să vină executorul? Da, trecută a fost înștiințată. Păi tocmai de aceea nici nu este acasă, pentru că știe, nu se poate face în așa fel încât să fie luată prin surprindere. Mi-a și transmis într-un mesaj că ce poate păți, decât să primească o amendă că nu respectă o hotărâre judecătorească. Și de asta probabil se și sustrage de la executare.
Cu toate că eu cred că poliția sau chiar și un parchet, cum e parchetul de la noi, ar trebui să se sizeze, să dea ordonanță prin care... Ați mers să faceți o plângere la... Dar bineînțeles, am nenumărate plângeri, nu doar una. Nu primesc niciun răspuns de atâta luni de zile. Am plângeri făcute în august. Dar parcă vă luptați așa cu morile de vânt, toată exact lumea este împotriva noastră, deși aveți act, aveți hotărâre judecătorească, exact, care este în favoarea dumneavoastră. Am o multitudine de probe care sunt împotriva ei. Le-am depus la instanță, instanța a judecat corect, mi-au dat mie copii în primă fază, noi ne judecăm în continuare pe fond, am o mulțime de probe la fond, dar... Fără rezultat, în momentul de față, nu pot să iau fetele de la ea. Nu știu cum o să fac să le iau. Mai mult decât faptul că nu mi le arată, devine și agresivă, vorbește urât, mă jignește în momentul în care merg. Pentru că ea știe că eu, în momentul acela de m-am dus la ea, devine o probă bună pentru mine. Ea, de asta să și se deranjează, că o afectează acel lucru. Ați... Aveți în continuare procesul pentru custodie, nu? Avem procesul, da. Avem... Ați făcut vreo solicitare să fie evaluată cumva psihologic? Sau? Vă cer acest lucru la prima instanță de fond. Avem în luna iunie, cred că programat, prima instanță de fond. S-au întâmplat și lucruri mai grave, în afară de faptul că atinge probabil copilul, îi dă o palmă, două, sau copiii dau o palmă, două. Aveți informații că au fost cumva agresați mai grav? Bona copiilor, care a locuit în permanență cu ei, mi-a relatat acest fapt, că îi bătea destul de grav. Cel puțin pe băiatul îl bătea în mod constant. Pentru că el, fiind are și o personalitate mai puternică, nu prea asculta ce îi spunea ea și atunci îl bătea. Cum nu-i convenea, îl bătea. Copilul care e la dumneavoastră, în ce stadiu este acum? În sensul că, na, și părinții despărțiți, nici surorile nu le are... Băiatul, să știți că este foarte bine în momentul de față. Nu întreabă de mamă. Am și videouri în care ea a venit să-l vadă și nu vrea să meargă la ea absolut deloc. Adică o respinge total. Am două evenimente de acest gen. Pentru că ea n-a mai venit din luna octombrie 2023, nici măcar nu s-a interesat de băiat să vină să întrebe ce face sau măcar să-l vadă din acel moment. Și în octombrie a venit pentru că am invitat eu la ziua copilului. Mi-a spus că a obținut un ordin de protecție? Da. După cum am arătat filmarea, vă dați seama, eram surprins că am întâlnit-o pe dânsa la judecătorie. Cu zi înainte a menționat poliție, bine, i-a mințit că este la munte și a doua zi o găsesc la 8-9 dimineața, cât era ceasul, o găsesc la judecătorie în față. Automat că eu trebuia să merg să o filmez, pentru că să arăt executorul, uitați, a mințit că este la poliție și de fapt este pe la umbră, pe la poliție, pe la instanțe, pe la judecăți, nu știu ce voia să fac acolo. Ce am făcut eu? Am mers în spatele ei până la poliție, am filmat când am ajuns la poliție, am filmat-o în mașină și am plecat. Nu m-am apropiat de ea, nu i-am agresat-o, nu i-am spus nici măcar un cuvânt. M-am urcat în mașină și am plecat. De aia și registrarea durează câteva secunde. Dumneavoastră aveți un loc stabil în străinătate? Da, doamnă, după cum știa și ea, ca și când ne-am cunoscut, eu aveam propria mea companie în străinătate de ani de zile, nu era ceva nou pentru ea. Eu lucrez, dar plec, vin. Și ea muncește? Ea nu muncește nicăieri. Unde? Și copiii cum îi întreține? Păi este întreținută de părinții ei. Ea nu are un serviciu stabil și amândoi știm lucrul acesta. Că întotdeauna eu am întreținut familia, am întreținut copiii și nu a participat sub nicio formă la cumpărarea hainelor, cele necesare pentru copii. Eu în permanență am făcut aceste lucruri. Ce aveți de gând mai departe, dacă lucrurile vor continua tot așa? Păi, eu, singura mea variantă a rămas presa, pentru că doar așa poate organele se vor sesiza. Când văd că eu mă plâng în presă și devine viral acest subiect, pentru că plângeri am făcut nenumărate plângeri. Nu una, am 20 de plângeri făcute împotriva ei, stau cumva pe acolo printr-un birou și la un moment dat, sigur, vor fi cercetate și acele plângeri, dar ce facem până atunci? Că am trecut 9 luni de zile de atunci. Aproape un an de zile mai avem, uite, din iunie, iulie, mai sunt câteva luni să fac un an de zile de când eu nu am văzut copii. Chiar dacă i-am câștigat. Păi mergem, ne luptăm la judecată, plătim avocați, plătim drumuri, plătim fel și fel de onorarii care sunt cerute pentru instanțe, câștigăm în instanță și după aceea ce se întâmplă? Nu se respectă hotărârea. Păi și care este rostul acestor judecăți și acestor instanțe? Dacă doamna nu dorește, înseamnă că ea se vede mai presus de lege. Se consideră că este mai presus de tot ceea ce înseamnă justiție în România.
Da, deci acum aveți dosarul pentru custodie, este pe fond, când aveți termen? În luna iunie, avem pe 11 iunie, parcă ceva de genul, sau 11 sau 12, primul termen. Acum nu știm cât va dura, oricum va dura destul de mult, pentru că se vor administra probe, avem martori, eu am martori care o să confirme tot ceea ce spun eu, oricum eu le dovedesc cu probe, adică mesaje, videouri, nu doar vorbe. Am înțeles. O să urmărim și noi acest caz și să vedem ce se întâmplă și de ce instituțiile statului parcă sunt imune în fața acestei situații. Vă mulțumesc tare mult, pentru că asta este ultima mea speranță în momentul de față, presa. Adică nu... Am fost judecat corect în instanță, dar mai departe, când depun la poliție sau la parchet, nu se dorește cercetarea ei. Nu știu de ce. Am înțeles, o să încercăm să aflăm. Vă mulțumim că ați venit aici, sper să vă ajutăm. Vă mulțumim și dumneavoastră, la revedere!